24 octombrie 2017, a fost invitat să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Vârjești, având următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru lucrarea extinderii de rețea electrică zona PT1 Galer pentru alimentare cu energie electrică, consumatori, casnici și iluminat public, Comuna Vârjești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru lucrarea extindere de rețea electrică zona PT1 Sohozor pentru alimentare cu energie electrică, consumatori casnici și iluminat public, Comuna Vârjești, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 14.3.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții construire școală în sat Solodor, Comuna Vârjești, județul Bacău. 4. Diverse. Dacă la aceste proiecte mai aveți ce alte proiecte pentru a fi pus în discuție la ședința din Consiliul Local astăzi. Dacă nu, supun spre aprobare cele 4 proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate au fost aprobate cele 4 puncte la ordinea de zi a Consiliului Local. Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi, vrem să supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Dacă sunteți de acord să fie citit sau numai îl aprobați. Nu a fost publicat versaia, deci ar fi bine să fie citit. Deci, cine este pentru ca procesul verbal de la ședința trecută să fie citit? Cine este pentru? Nu a fost publicat pe site? Nu, nu. Deci, deci, cine este pentru ca să fie citit? Lăsăm pe toți ședința următoare, ca să nu, ca să citim aici. Da. Deci, domnul secretar, vă rog ca să citiți procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Procesul verbal încheiat la 28.2017 la ședința ordinară a Consiliului Local Vârjești. La ședința de astăzi sunt de 14 consilieri locali. Sunt împunite astfel prevederi de articolul 40 al alineatul 1 din legea 215/2001, administrații publice locale, publicată cu modificări de ulterior. Prezentă majoritatea din consilieri locali în funcție, ședința fiind legal constituită. Ședința a fost convocată de domnul primar Fioradu Gheorghe, conform articolului 39 alineatul 3 din legea 215/2001, administrații publice locale, republicată, modificare și completare ulterioare. În convocare au fost specificate data, ora, locul desfășurării, precum și ordinea de zi propusă a se discuta conform prevederilor legale. Lucrările ședinței sunt publice, respectându-se astfel prevederile articolului 42 alineatul 1 din legea numărul 215/2001, republicată cu modificare și completare ulterioare. La ședința de astăzi participă din partea Primăriei Comunii Vârjești domnul primar Fioradu Gheorghe și domnul Rusuraș Gabriel, secretar interimar al Comunii Vârjești. Președinte de ședință este domnul consilier Bogdan Eugen. Sunt supuse spre aprobare procesele verbale ale ședințelor din 31.07.2017 și 22.08.2017. Acestea sunt aprobate cu 13 voturi pentru și o abținere. Domnul președinte de ședință Bogdan Eugen prezintă ordinea de zi a ședinței. 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Comunii Vârjești, județul Bacău, în Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Vârjești și Răcătău, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Cioravo Gheorghe, reprezentantul Comunii Vârjești, județul Bacău, în cadrul adunării generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul.
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcție al primăriei comunei Gorjiu, județul Bacău, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe acest post în grade sau drepte profesionale de nivel imediat superior. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane utilizator din cadrul Consiliului Local Gorjiu cu rol de validare pe procesele de gestionare, drumuri și adrese în cadrul programului RENAS. 5. Diverse. Domnul primar cere suplimentarea ordinii de zi cu două noi proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Proiect de hotărâre. Și al doilea proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru data de 28 septembrie 2017. Domnul consilier Bogdan Eugen, eu aș veni cu două propuneri pentru ordinea de zi. Să se facă o informare pentru luna septembrie pentru a vedea cum am acționat Primăria Gorjiu în vederea deschiderii noului an școlar. A doua ar fi referitoare la Curtea de Conturi. Eu știu că după ce pleacă Curtea de Conturi se încheie în procesul verbal și în mare se prezintă acest verbal și Consiliul Local. Dar, fiindcă ordinea de zi s-a suplimentat cu două noi proiecte, eu renunț la aceste proiecte. Ordinea de zi este supusă spre aprobare și adoptată în unanimitate. Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numele reprezentanților Consiliului Local al Comunii Gorjiu, județul Bacău, în Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Gorjiu și Răpătău, județul Bacău. Domnul primar, dă citire la expunerea de motive a acestui proiect de hotărâre. Domnul primar, în fiecare an, primarul desemnează reprezentanța Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Școlilor de pe raza Comunii Hodiești. Având în vedere că am discutat atât cu domnul director al școlilor, cât și cu diferiți consilieri locali, ne-am gândit să rămânem în aceeași echipă. Propunerile noastre fiind la Școala Gimnazială Hodiești, domnul consilier Bogdan Eugen și Căliman Gheorghe, iar la Școala Gimnazială Răcătău, domnul Prisecaru Daniel și Bunarul Costel. Iar doamna viceprimar va fi desemnată ca înlocuitor a primarului. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Gorjiu acordă aviz favorabil acestor proiecte de hotărâre, acestui proiect. Punctul 1 de pe ordinea de zi este supus spre aprobare, acesta este adoptat în unanimitate de voturi. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Ciorovă Gheorghe, reprezentant Comunii Gorjiu, județul Bacău, în cadrul AGA ADIC. În vederea exercitării votului, privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Domnul primar dă citire referatului trimis de membrii asociați ai ADIC, domnul consilier Crețu Teodor. Noi, Comisia Juridică, am analizat acest proiect de hotărâre și suntem ferm convinși că aceste prețuri pe care noi nu le putem aprecia dacă sunt mari sau mici. Cel care va fi numit reprezentant în AGA ADIP, dorim să fie cel care va lua legătura cu reprezentanții celorlalte comune și să meargă cu niște prețuri rezonabile pentru locuitorii comunii. Domnul consilier Bogdan Eugen, Comisia Învățământ Cultură acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Domnul consilier Costi Cantică, Comisia Buget Finanțe acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Domnul consilier domnul Claudiu, mie personal prețurile din acest proiect de hotărâre mi se par mari. De exemplu, prețul pentru transport este de 7,56 lei pe kilometru, fără TVA. Punctul 2 de pe ordine de zi este supus spre aprobare, iar acesta este adoptat în unanimitate de voturi. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcție al Primăriei Comunii Gorjiu, județul Bacău, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe acest post în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior. Domnul primar dă citire expunerii de motive la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Crețu Teodor, sincer să fiu cu dumneavoastră, în ședința de comisie am fost cel care a spus că nu este chiar momentul să facem asemenea mișcări, chiar dacă s-a promovat în funcție. Este o organigramă pe care trebuie să o respectăm. Membrii comisiei au hotărât însă că este mai bine să hotărească membrii Consiliului Local. Vă mulțumesc. Domnul consilier Bogdan Eugen, Comisia Învățământ Cultură acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Nu avem ce face, doamna Părinceanu a promovat în urma absolvirii unor cursuri. Domnul primar, gândiți-vă că absolvirea cursurilor a fost în martie, iar examenul de promovare a fost în septembrie.
Domnul consilier Costică Mitică. Comisia Buget Finanțe a condamnat sfavorabil acest proiect de hotărâre. Eu consider că se face o greșeală. Care este diferența între referentul 1M și referentul 2M? Pregătirea este aceeași pentru amândouă tipurile de referențe, iar diferența de salarii nu este mare. Domnul consilier, domnul Clavudiu, este foarte bine că personalul din primăria Borges se specializează. Ar fi bine să se reflecte și în activitatea lor, pentru că astăzi un contribuabil al comunii a venit să ceră o hârtie la primărie referitor la o mașină și se a dat o hârtie cu numele a cu totul altă persoană. Punctul 3 de pe ordinea de zi este supus pe aprobare, iar acesta este adoptat în unanimitate de vot. Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței, proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane utilizatoare din cadrul Consiliului Local Borgești, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese în cadrul programului REMS. Domnul primar, de citire, expune din motivul acest proiect de hotărâre. Domnul primar, la nivel național se realizează implementarea sistemului REMS. Noi avem desemnat prin dispoziție un funcționar public responsabil pentru implementarea acestui sistem. Potrivit legii, trebuie desemnat un consilier local ca utilizator cu rol de validare pe procesele de gestionare drumului. Domnul consilier, trebuie pe ordine. Comisia juridică a acordat aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Bogdan Eugen. Comisia pentru învățământ a acordat aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier domnul Claudiu. Comisia Buget Finanțe a acordat aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Punctul 4 de pe ordinea de zi este supus pe aprobare, iar acesta este adoptat în unanimitate de vot. Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Domnul primar, de citire, expune de motive la acest proiect de hotărâre. Domnul primar, având în vedere adresa primită de la ADIB în data de 27.09.2017, trebuie adoptată de urgență și hotărârea Consiliului Local referitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor, altele decât cele pentru serviciul de apă potabilă și de canalizare. Domnul consilier Pierre Teodor, Comisia Juridică acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Bogdan Eugen, Comisia pentru Învățământ acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Costică Mitică, Comisia de Finanță acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre suplimentar este supus spre aprobare, iar acesta este adoptat în unanimitate de vot. Se trece la al doilea proiect de hotărâre din cele suplimentare, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în data de 28 septembrie 2017. Domnul primar, de citire, expune de motivul acest proiect de hotărâre. Domnul primar, este vorba în principal de finanțarea drepturilor asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Îngrijorător este faptul că dosarele persoanelor cu handicap grav se înmulțesc. Noi sperăm să ne ajungă banii, inclusiv pe luna noiembrie, pentru că cele din luna decembrie vor fi date în luna ianuarie anului 2018. Calculele sunt făcute pentru ceea ce avem noi la momentul respectiv. Domnul consilier Pietru Teodor, Comisia Juridică acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Bogdan Eugen, Comisia pentru Învățământ acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Costică Mitică, Comisia Buget Finanțe acordă aviz favorabil la acest proiect de hotărâre. Domnul consilier domnul Claudiu, ceea ce nu s-a specificat este faptul că s-au mai tăiat 25.000 de lei din buget. Domnul primar, da, din greșeală am omis să citesc acest aspect. Acest proiect de hotărâre suplimentar este supus spre aprobare, acesta este adoptat în unanimitate de voturi. Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi diverse. Domnul consilier Bogdan Eugen, dă citirea de zi primită de domnul Bujor Mircea de la Casa Națională de Pensii Publice. Domnul primar, întrebarea mea, domnule Bujor, este, ar primi vreo răspunde la Casa Județeană de Pensii? Domnul Bujor Mircea, acum nu. Domnul primar, ca să înțeleagă și domnul consilier, este vorba de un număr de 11 persoane din comuna Hodieș care nu pot beneficia de normele CAP, deoarece arhiva din Răcătău a ars în urma unui puternic incendiu. Dumnealor ne-a dat în judecate cu privire la adeverințe pe calendar nu. Având în vedere cererea domnului Bujor, noi am înaintat o adresă către ei sub Bacău. Având în vedere că incendiul a avut loc acum 20 ceva de ani, ei nu mai au în arhivă datele necesare.
Din câte știu eu, Comuna Mărginiei a avut în aceeași situație, doar că i-au câștigat în baza declarațiilor jale de moarte. Domnul consilier Crețu, hotărârea este definitivă. Domnul Gurgur Mircea, aveam dreptul la lecut, dar nu s-a mai făcut nimic. Domnul consilier Bogdan Eugen, avem o capătă de primărie care ar trebui să vă susțină. Domnul consilier Costică Mitrică, nu este de acuzat avocatul care a reprezentat primăria, deoarece el nu a spus să nu le dea dreptate oamenilor. A spus doar că primarul poate elibera adeverințe doar în baza legii. S-ar putea lua o copie după hotărârea judecătorească de la primăria Mărginieni pentru a se vedea motivarea instanței. Domnul consilier Bobo Constantin, domnul, acești oameni sunt nevinovați, nu-i normal să-i trimitem pe banii lor să se judece. Domnul consilier Putnaru Costel, trebuie să vorbesc cu primarul de la Mărginieni ca să vedeți cum se poate rezolva problema. Întrucât alte întrebări, interpelări și probleme de a analiza nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate, permisiunea domnului consilier, președintele de ședință declară închise lucrările ședinței de astăzi. E pentru care s-a încheiat prezent proces verbal în două exemplare. Da. Ați ascultat întocmirea procesului verbal de la ședința anterioară. Dacă mai aveți cumva și alte adăugiri la acest proces, poate nu a fost prins exact ceea ce a spus fiecare. O remarcă, doar eu. Da. Cred că au fost prezenți 13 consilieri, nu 14, cum a fost menționat. Și unde se abține cineva, cred că normal ar fi până acum așa, era să se nominalizeze persoana care s-a abținut sau persoane care au votat altfel decât pentru. Mulțumesc. Altcineva? Eu aș avea de adăugat, eu nu renunț la faptul, ceea ce este specificat și în procesul verbal. Primarul este dator să vină cu o informare privind procesul verbal în urma controlului financiar și aș mai adăuga acum o altă problemă care dumneavoastră ați ridicat-o, prezentarea unui raport al primarului care se face anual. Și ne-a promis că în luna octombrie va fi prins acest raport. Deci, propun ca la ședința următoare, să prezinte cele trei informări privind... Nu au pot prezenta. Nu, dacă vreți. Aș vrea să fac o mică precizare. Da. Primarul este obligat să prezinte raportul anual în primul trimestru al anului următor, când a expirat, nu acum. Deci el poate raporta de câte ori este nevoie. În trimestrial, da, raportul ăla care spune dumneavoastră, eu îl face în primul trimestru al anului următor pentru anul expirat. Eu așa spun de legea administrației publice locale. Nu trebuia prezentat în primul trimestru al anului ăsta? Asta e altă problemă. Asta e altă problemă. Dar nu, consiliu, vă contrazic la cererea unui grup de consilieri, este obligat să prezinte maxim 10 zile un raport al anului. La cerința unui grup de consilieri. Băi, nu facem nimic. Mai citim, mai citim. Raportul Curții de Corți se prezintă în modul obligat. Nu vorbeam de raportul Curții de Corți, vorbeam de raportul primarului, care se face în fața Consiliului Local. Anual. Nu e obligatoriu anual. La cererea unui grup de consilieri se poate face la o perioadă limitată. Rămâne să discutăm cu legea în față. Exact. Da. Dacă mai sunt completări la procesul verbal, dacă nu supun spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Doar dacă se ține cont, deci să verifice, cred că au fost 13 consilieri prezenți. Deci, da, să fie verificat. Care lipsă? Eu am adiciat și domnul Iulian a ajuns mai trăgit. Da. Tu faci parte de al 15-lea oameni. Da. Putem trece la primul punct al ordinii de zi. Și anume, proiectul de hotărâre privind modul de transfer a rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru lucrarea extinderii de rețea electrică, zona PT1, galeri, pentru alimentare cu energie electrică, consumator, carne și luminat public. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit în convocări. Deci,
expunerile de motive la fiecare proiect de hotărâre. Deci înainte de a trece la discuții, domnul primar va trebui să dea citire la expunerea de motive la primul proiect. Da, mulțumesc, domnul președinte. Înainte de a da, dacă nu ca o justificare, dacă au o chestie lămuritoare, într-adevăr, n-am putut pune la dispoziție raportul Curții de Conturi în ședința anterioară, extraordinară, întrucât adresa este primită pe data de 16.10 și vă dați seama, în luna septembrie nu aveam în, nu eram în posesia acestui raport, îl am în față, dacă vreți, el conține 11 pagini, cum doriți, eu vi pot citi asupra problemelor sesizate, decizia respectivă, cum doriți, eu îl pun la dispoziție fără nicio problemă. Pus pe o să punem și pe site-ul instituției și raportul respectiv. Prezentați, vă rog, expunerea de motive la primul proiect. Da. Referitor la extinderea de rețea electrică zona pe A1 Galeri, discutăm de câteva ședințe cu mai multe probleme. În schimb, ne-a scăpat chestia asta, noi am făcut un contract de comodat, am încheiat un contract de comodat, pentru că v-am explicat de la început, în momentul când am preluat mandatul, este un proiect preluat. Consiliul local, primăria Comunei Horgești, nu are posibilitate financiare de a menține mentenanța acestei rețele electrice. Și după investiția noastră trebuie să aprobăm prin Consiliul Local transferul acestei rețelei către principalul furnizor de energie electrică din zonă. E vorba de Delgaz, Grind, S.A. Acum e altă modificare, fostul e în Moldova-Bacău. Din punctul nostru noi am mai aprobat câteva proiecte, dar trebuie ca prin girul Consiliului Local, că suntem de acord ca să se încheie contractul de comodat, noi am încheiat, dar totul trebuie hotărârea Consiliului Local, prin care vă dați girul pentru, în momentul când se vor încheia lucrările, să dăm cu titlu gratuit, practic, contractul de comodat, cu titlu gratuit del Grind, Gaz sau cum se numește, Delgaz, de s-a acest cutitul gratuit de folosință a rețelei de interes public de joasă tensiune. Practic, ambele proiecte de hotărâre se referă una pentru zona Galeriei, acel al doilea proiect de hotărâre este același lucru, modul de transfer a acestei rețele către și pentru Suhodol. Cam asta ar fi. Mare lucru în expunerea de motive, v-am explicat, am mai discutat asupra problemei respective. În raportul de sfârșitele situate spune, având articolul 4 din ordinul 31/2013 pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacității energetice de distribuire a energiei electrice. Deci, în mare, v-am explicat, noi nu avem posibilitatea, nefiind furnizori de energie electrică, în momentul când vom termina acest proiect, după încheierea procesului verbal la încheierea lucrărilor, vom preda cu titlu gratuit del gazului pentru a mentenanță și să menține rețeaua, să îngrijească bunurile, să folosească și să suporte toate... Să exploateze. Eu am avut o... Domnul președinte, o întrebare domnul primar. Deci, concret, noi ce trebuie să dăm? Terenul unde... Nu. Suntem de acord ca, din momentul când rețeaua va fi gata, să o dăm cu titlu gratuit, cu comodat, cu titlu gratuit către Delgaz... Delgrindgaz. În fine. E gratuit, e automat. Mulțumesc. Da. Al doilea proiect se referă la... același lucru, dar numai că două rețele separate. Să discutăm aparte cele două proiecte. Da. La primul proiect, președinții de comisii
care este poziția fiecărui președinte de la Comisia Buget Finanțe, Învățământ și Juridic. Deci președintele... Dacă a început cu Buget Finanțe, de acolo e. Domnul președinte. Da. Noi discutăm problema despre comodatul ăsta încă din martie, anul ăsta. Deci sunt aprobări și iar aprobări. E a treia oară când venim în ședință și Comisia Buget Finanță acordă aviz favorabil, cu toate că ar fi fost bine ca dumneavoastră să ne puneți la anexă și contractul de comodat, deși văd că în proiectul de hotărâre ați stabilit în mod clar obligațiile comodatorului. Da. Adică să mențină rețeaua în bună folosință, să nu aibă pretenții la cheltuie, așa mai departe. Nu știți că sunt în proiectul de hotărâre. Deci avizul este favorabil și pentru proiectul ăsta și pentru proiectul sat Sohodor. Pentru rețeaua sat Sohodor. Da. Domnul Prețu? Comisia juridică a studiat documentația, aceeași problemă ca și la Buget Finanțe, ar fi trebuit, după părerea noastră, ca acel contract incomodat să fie adus în cerință. Deci contract propriu-zis. Contractul simplu. În rest, comisia este de acord și accept acest punct al ordinii de zi. Comisia Învățământ, Cultură. Acordul aviz favorabil acestui proiect, deși, după mine, cred că aceste proiecte erau binevenite după ce se făcea lucrarea. Acum, nu știu când va începe lucrările astea. În noiembrie vor începe lucrările. Noiembrie? Deci, iarna nu cred. Dacă mai sunt discuții la primul proiect. Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre la primul punct al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Deci, în unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre la primul punct al ordinii de zi. Trecem la punctul al doilea, care este la fel ca și primul, dar bănesc că fiecare trebuie aprobat în parte. Pentru satul Sohodor. Da, pentru satul Sohodor. Deci, tot la fel, modul de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru lucrarea extinderii de rețea electrică zona PT1 Sohodor pentru alimentare cu energie electrică consumator casnic și lunar public. De asemenea, trebuie prezentat de primar. Da, practic sunt aceleași lucruri care v-am spus, numai că se referă la satul Sohodor. Da, la fel, îi spune de modificare la fel. Da. Atât rețeaua, cât și prețul, cât contractul. Nu avem nicio pretenție nici asupra prețului și asupra rețelei. Foarte secretar. Mi dispare că proiectele astea de hotărâri care, sau hotărârile care le aprobăm astăzi sunt un fel de completare a hotărârilor anterioare. Și ar fi trebuit făcut o leacă mai pe larg în expunerea de motive domnul primar, ca să nu mai avem noi în comisie atâtea întrebări, de ce iar, nu știu cum. Deci avizul este favorabil. Domnul Crețu? Da, avizul compartimentului juridic este favorabil. Cultură, învățământ este favorabil. Dacă mai sunt alte... Da, domnul Pisecan. Întrebare dacă se poate continua. Da. Dacă tot am ajuns la satul Sohodor, când o să relansăm proiecte pentru celelalte zone care nu sunt iluminate? Știți foarte bine că în Sohodor chiar este o problemă acolo, datorită explozii demografice, avem zone fără iluminat.
Asta fiind o bucățică mică din tot știm. Deci, așa cum am spus, s-au fost demarate în cursul anul acesta încă două proiecte de extindere de rețea. Una zona Răcătorăzești-Bazda și una Sohodor, mă refer la zona Fântână Balintoai. Primul este într-o stare destul de avansată, cel al doilea am întâlnit câteva probleme, pentru că, așa cum v-am mai prezentat și în celelalte ședințe, este vorba de amplasarea unui PTU, unui pont de transformare. Din discuțiile avute cu cei de la Delgaz Grind, în fine, așa, văzând cheltuielile, făcând o estimare a cheltuielilor pe care le-ar necesita implementarea acestui proiect, au venit cu o sugestie și suntem în ale pune la dispoziție atât cât avem, am unor documente prin care dumnealor vor să vină ca și parteneri în cadrul acestui proiect, mă refer la extinderea din satul Solodor, fiind vorba de un PTO și fiind care necesită cheltuiel destul de ample. M-am mai pus, eu am hârtia în birou, dacă o aduc, ne solicită număr de autorizații de construcție din zonă, număr de certificate de urbanism din zonă și știți prea bine situația de acolo în care noi suntem la ora actuală în care se adună datele, o estimare a noastră cam cât viitorii abonați vor fi la această rețea. Problema mare este, v-am spus, referitor la autorizații de construcție și certificatul de urbanism, în care știm prea bine cum este, despre ce este vorba acolo. Noi să le dăm în cel mai scurt timp datele așa cum le deținem, urmând ca dumnealor să hotărască dacă vor veni parteneri cu noi sau vor face un cost, un deviz de cost în care să rămână numai pe cheltuiala Consiliului Local. Domnul președinte, aș vrea să știu și eu. Problema de extindere de rețele electrice se discută de vreo câțiva ani aici în Consiliul Local. S-au făcut tot felul de proiecte, s-au făcut tot felul de discuții pe subiectul ăsta. Ar vrea să aflu dacă din cauza lipsii acestei discuții prin subiectul de astăzi nu s-au putut face, că nu s-au discutat subiectul ăsta, sau un alt factor care lipsește. Poate lipsește finanțare, lipsește bani. Așa că dacă lipsește eu alt factor, discuția de astăzi o să fie ca și discuțiile alte anterioare. S-au discutat de foarte multă vreme că trebuie extins rețeaua electrică în galerii, în Sohodor. Da, răspund, cum să nu. Problema este că nu factorul de astăzi ne-a pus, ci obținerea, și am avut discuții cu domnul consilier de aici, domnul Dânceanu, asupra problemei respective, obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor. Deci v-am pus împreună, dacă vă aduceți aminte, la întocmirea bugetului local, propunerea noastră a fost prinsă, din punct de vedere, deci s-a făcut devizul cu costurile celor două rețele, problema este modul de obținere a tuturor avizelor. Vă mulțumesc, înseamnă că ăsta e ultimul. De aici... Mă sperăm să fie ultimul. V-am spus, din punctul meu de vedere, constructorul a zis, în momentul când ajungem aici, în jurul datei din 3 noiembrie, ne apucăm de cele două rețele. Asta înseamnă și o săptămână. Da. Mai sunt... intervenții la primul, la doilea proiect de hotărâre. Dacă nu, supun spre aprobare al doilea proiect de hotărâre a ordinei de zi. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobat și al doilea proiect. Ca o completare așa, domnule primar, să aveți în vedere că cetățenii de la Dămoc în sus vor și un transformator acolo, dar cere după câțiva ani de zile. Eu acum am ultima dată. Care-i Dămoc?
La diverse, domnul... Da, eu am avut prima dată. Da, trecem la al treilea proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 14.3.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții, construire școală în satul Hodor, comuna Hodor, județul Bacău. Deci ați văzut, se modifică două articole, articolul 1 și articolul 4 al hotărârii Consiliului Local din 14.3.2017. Probabil că ne spune, care sunt modificările la cele două articole. Ok. Da. O să vă prezint în mare una de motive cu modificările care venim noi în fața dumneavoastră pentru a le aproba. Vreau să vă spun că suntem pe ultima sută de metri de a depune acest proiect prin fonduri PNDL. Ne dorim cam sfârșitul săptămânii acestea să ajungem la București pentru a depune cele două proiecte aprobate spre finanțare. Vorba de construire în școala Sovodor și podul de peste râul Răcătău de aici, de la Zodian. Vreau să vă spun că s-au schimbat un pic câteva indicatori, cu toate că valoarea proiectului a rămas la fel. Cu fondul de fezabilitate, vă citesc indicatorii tehnici, cei care nu au fost inițial aprobați în prima fază, în prima hotărârea 11. Suprafața de teren 1600, suprafața construită la parter școală 558,62 de metri pătrați, suprafața construită terase 67,36, suprafața construită etaj școală 575,38, suprafața desfășurată școală 1134, suprafața desfășurată cu terase școală 1201,36 de metri, suprafața construită centrală termică 43,31, suprafața construită totală 669,29 metri, suprafața desfășurată totală 1244,67, procentul de ocupare a terenului existent este de 0%, procentul de ocupare a terenului propus este de 41,83, coeficientul de ocupare a terenului existent 0, coeficientul de ocupare a terenului propus este de ocupare a terenului propus este de 0,0778. E vorba de fundații respective. Indicatorii economici sunt la fel, practic, ca ceilalți, numai valoarea totală a proiectului rămâne de 2.746.780 de lei, echivalentul a 597.333,86 euro, din care ce plus me, adică construcții și plus montaj, 2.171.433 de lei, echivalentul a 472.214,90 euro, conform euro din 14.9.2017, un euro egal cu 4,5594 lei. Valoarea totală a proiectului este de 2.746.780 de lei, dintre care bugetul de stat, de cei care vom primi prin fonduri europene, 2.596.743 de lei, și participarea noastră este de 150.038 de lei. Cam în mare astea sunt indicatorii. Practic anexa 11 la hotărârea numărul 11 se modifică. Iar la punctul 4, la punctul... Să mai vorbim domnul noi articolul. Da. Nu, se modifică articolul 1 și articolul 4. Ne, se modifică articolul 1, așa eu, cu privire la anexă, de ceea ce v-am citit eu. Anexa era atunci cu valoarea investiției și valoarea proiectului. Și acum vin cu indicatori tehnici, ce v-am spus eu cu toate acestea asta. Iar articolul 4 și 5... Numai 4. Nu, după articolul 3...
se duc articolul 4, următorul, eventuale corecturi de devizie care pot surveni pe parcursul etapei de depunere, ca urmare a unor modificări în cadrul legislativ specific sau ca urmare a elaborării proiectului tehnic, modifică de drept prezenta hotărâre. Da. Ați ascultat și expunerea de articolul 5, capitolul 2, se împuternicește primarul Comunei Hoces să reprezinte Comuna Hoces în relația cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea semnării contractului și prezentării proiectului. Da. Da, ați ascultat expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții, construire și colăsați. Discuții, președinții, comisiilor, domnul secretar? Tot de la mine. Da. Eu am noi am acordat aviz favorabil cu mențiunea că am înțeles așa, că articolul 1 s-a modificat în sensul că s-a completat anexa 1. Așa. Indicatorii tehnici. Da. Deci în prim, anexa de la hotărârea numărul 11. Da, am înțeles, că nu am avut că de și nu erau, ei s-au completat. Da. Probabil asta la indicațiile sau la cerința consultantului care se ocupă de... Iar după articolul 3, se introduc două articole noi, articolul 4 și articolul 5. Articolul 4, eventuale modificări, deci modifică automat și hotărârea, iar la articolul 5, care este introdus aici, v-am spus, nu ridic obiecții, dar totuși mi se pare mie că prin legea administrației publice locale, primarul este desemnat să reprezinte unitatea administrativă ca autoritate publică locală în relațiile cu toate instituțiile din țară și chiar și în anumite condiții și pentru votare dacă are aprobare. Noi am dat primarului aviz, adică am puternicire să reprezinte comuna la ADIP și la ADIS, dar ca să voteze într-un anumit fel. Nu că altfel el nu se putea duce să reprezinte comuna. Dar dacă totuși s-a cerut și articolul ăsta a introdus, noi vă punem că probabil să nu zică cineva că din cauza asta nu poate să semneze, eu știu, s-ar putea. Numai să se ajungă odată la semnarea contractului la Ministerul Dezvoltării și să apuc și de lucrări și despre școala asta, cu tot merg de vreo 3-4 ani. Bine, că au fost niște obiective de... Nu prea bine situația și nu vreau să vă spun acum la câte probleme am ajuns. Până am ajuns în stadiul ăsta, la câte probleme am întâlnit. Domnul Crețu? Noi, cei de la Comisia Juridică, am acordat aviz favorabil cu rugămintea că atunci când mai apar modificări la HCL-uri, ale Consiliul Local, să veniți și cu ora vechi, ca să nu stăm aici și să le susținem și să le învârtim și nu știm de unde să le luăm și o să le punem. Părerea mea noastră a Comisiei Juridice. Vă mulțumesc. Domnul Costel Budnaru? Și foarte spuneți, domnul președinte. Care este avizul Comisiei Învățământului? Este favorabil. Favorabil, da. Da, dacă mai sunt intervenții la al treilea, domnul... Singura întrebare e dacă s-au făcut studii de fezabilitate și la celelalte proiecte pe care le-am depuse pe PNDL și dacă au fost plătiți. N-am s-au făcut studii de fezabilitate și pentru celelalte proiecte? Nu, nu. La POD am avut studii de fezabilitate vechi, pe care le-am, au fost mai aproape. Asta fiind 2008, 2009, nu mai avut barabilitate. S-a retrebat o structură, am început. Da. Am fost forțat să o luăm de la zero. Da. Deci văd că se continuă cu proiectul, dar acolo este încă o fundație în mijlocul la un câmp. Ar trebui delimitat, pentru că văd că avem 1600 de metri. Da. Și nu se știe unde se termină metrii ăștia. Ar trebui delimitat tot terenul. Noi știm. Este delimitat. Este carte funciară. În arche, dar în suprafețe. Nu este nimic. Încă se ară până în fundație. Bine că nu s-a arătat fundația. Bine că nu s-a arătat fundația. O întrebare mai așa. S-a mai vorbit de școala asta, să includi și dispensar în încăpirea
Nu, e sală cu ocupație. Școală. O să vă spun eu un viitor proiect pe care o să-l discutăm după, la diverse, nu aici, nu face parte de aici, vă spun. Mai adăuga ceva, terenul la 1600 de metri, ar trebui un parcurs. Nu imediat, să mai cumpere 102 metri pătrați, pentru că profesorii de sport, cu, când au orli, să aibă un teren așa. Sunt în asentimentul dumneavoastră, dar haideți să construim școala și după aceea să ne gândim să facem. Am zis ulterior, nu da. Imediat. Eu am aceeași, în aceeași idee, puteți în asentimentul dumneavoastră. Haideți să faceți mai da. Dar la cât bani urmă aia, trebuia să-mi doneze toată tarlaua. Fără comentarii. Dacă mai sunt discuții la referitoare la al treilea proiect de hotărâre, dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, a fost aprobat. Trecem la punctul 4. Diverse. Dar aș vrea, în primul rând, să vă înscrieți la cuvânt și fiecare de ce are de spus, în cuvântul lui, să nu mai intervină după aceea. Cine vrea să discute la diverse? Domnul. Așa, spuneți. Să faceți listă, domnul Butnaru. Toți luați-o așa. Domnul Butnaru. Domnul Butnaru. Domnul Galiman, domnul... Lăsăm vătrăie aici. Da, dăm cuvântul domnului Băsirii. Da, vă dați în la mea. Cu rugămintea la cameraman să mai îndrepti obiectivul ăla și mai încolo că... Nu, mă deranjează, dar mă doroce. Vă găsiți cel mai fotogenic. Probabil că sunt... Ia că 40 de ani am lucrat la primărie, nu mă fotografia nimeni. Nu mă filmat nimeni. Acum, mulțumesc. Deci vreau ca să lămurim... Nu, eu nu am probleme deosebite de ridicat. Eu am spus punctul meu de vedere că ar trebui întrebări și interpelări, nu diverse, că este așa scris și regulament, dar trecem peste asta. Vreau să lămurim un singur lucru privind raportul care trebuie să-l prezinte primarul. Deci, prin legea administrației publice locale, sunt obligați și consilierii și viceprimarul să prezinte anual un raport de activitate, care urmează să fie public făcut prin grija secretarului și cred că toți l-au, așa știu eu, toți l-au prezentat, iar primarul spune clar în lege că anual, în primul trimestru al anului următor pentru anul expirat. Deci asta este legea, nu că un grup de consilieri vine și schimbă legea. Mai poate prezenta la cerere rapoarte trimestriale privind anumite probleme, dar privind starea economică și socială a comunei, prezintă anual. Noi nu suntem obișnuiți cu treaba asta pentru că cam de mult nu s-a făcut. Am mai repetat. Din 9 ani. Ei, nu, un an nu i-ați numărat dumneavoastră, da. Eu nu știu exact cât sunt. Da, puteți să învățați, domnul primar, de la cei care au prezentat, care au fost primari. Și... da, ar putea să ia, materiale care s-au prezentat și după ăla poate să prezintă. Nu ar să arhiva. Nu, asta nu, aici nu. Nu, asta așa. Referitor la, nu că iau apărarea primarului, referitor la raportul Curții de Conturi, Curtea de Conturi a terminat în septembrie, parcă, nu știu când a terminat. 20 septembrie. Era și normal, s-a dus auditorul, a scris toate hârtiile, raportul ăla care are acolo 100 de pagini sau câte ori, și urmează ca primarul să prezinte președinta Consiliului Local. Dar nu spune că neapărat în săptămâna următoare. Ei, nu contrazic pe nimeni. Dar nu facem o problemă din asta, că avem și presa aici și zice, uite, noroc că le aduce aminte cineva. Și cu asta mulțumesc frumos. În legătură cu dumneavoastră, dacă avem obiecțiuni, le vedem pe lege administrației publice locale. Da. Fără să am banii. O singură întrebare. Consiliul de săriciesc ca parohial mă întreabă, adică ca să-i duc un răspuns, s-o băga banii în conturi pentru biserici? Răspunsul este afirmativ, fără să... Răspunsul este afirmativ. Da. Numai că una dintre cele scrise de Curtea de Conturi spune că preoții au obligația ca până la sfârșitul
anului să dovedească prin documente. Cu documente? Ce-au făcut. Nu cred. Cam scurt. Păi dar le-am dat de astă vară banii. A, da? Dumnealor păi au... nu știu nici acum că iau sau... Consiliul nu știe, consiliul. Pare rău că consilieri, sau consiliul parohial, nu știu. Da, da. A, nu se întâlnesc cu părintele. N-aș putea să vă spun. Și banii se ridicat? Domnul meu, banii sunt virați. Numai de aici încolo, din buzunarul mata, nu mai știu eu ce fac mata cu ei. Deci e buzunarul parohii, cu ghele mele, de divoare. Domnul secarul. Domnul primar, cred că știți ce vreau să vă întreb. Dacă nu mă întreba, era dubioasă treaba. Vă veneam cu răspunsul, că am venit de la ședință. O să vă stau cu o propunere de data asta. Cerim o derogare de la Consiliul de Țea să ne dea drumul în administrare, să nu facem noi, domnule. Că nu se mai poate, că pe baza lor așteptăm de o vară întreagă încredere și nu mai venim. Bun. Asta e unul. Sau stabilim un program cu ei, la fiecare două, trei luni. Facem ochet în Consiliul Local, pune fiecare. Așa e normal, să-l îndrepte. Să-l facem pe banii noștri, dacă ei chiar au uitat din noi. Deci nu se poate, deci da. Dumneavoastră mergeți pe același drum, ați văzut de a reveni în alegeri, ați diplomit. Chiar au uitat din noi. Da, și altă chestie, cu toaletarea copacilor în satul Recea. Da. Deci am văzut că la rugătorul, nu, absolut, deci nu se vede nimic. Nu, nu, nu. Nici Recea, nici Sobodoro. Nu, nu. Au fost, dar nu și-au ridicat gunoaie. Ba da. O să Recei? Nu, 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 au... Haideți, că n-am cum să răspund, că trebuie să aștept acum întrebarea. Atât am apoi de spus. Vă răspund acum sau răspunde la sfârșit? Așa, așa, așa. Haideți să răspund. Referitor la drumul județean, interpelări am făcut atât eu cât și doamna Vici asupra acestui drum. Știm prea bine ce se întâmplă. Și eu merg pe același drum și toți mergem pe același drum, nu zicem că am merge prin altă parte. Doamna viceprimarul a fost astăzi la prefectură în cadrul unei ședințe în care am desemnat-o pe dumnea ei să participe. Vă poate da ultimele știri pe românești cum ar veni. Da. Când o să... Păi de asta am cerut cuvântul. Da, da. Da. De deci noi avem asigurări. Eu personal am ajuns la domnul administrator public al Consiliului Județean, domnul Palea. Avem asigurări. Că o să vină, ne-am spus, domnule, când? În primar, n-am cum să... Deci nu mi-a dat o dată, concret. Asta vreau să vă spun. Asta e singurul lucru pe care... Așa. Dacă a venit comisia... La ședința trecută a spus că ați primit scris că va veni o comisie. A fost comisia, dar a fost comisia, aduce procesul verbal. A venit, a văzut video vicii. Nu cum, nu mai convenabil să circulăm cu elicopterul decât cu o mașină pe drumurile astea. Pe cuvânt. Așa, referitor la... Dacă tot e discuția pe drumurile, hai să răspundem. Comisia a venit atunci, au făcut procesul verbal, în baza acelor procese verbale, că nu sunt numai pentru Borgești, pentru localitatea, sunt toate, erau mai multe localități, au primit acum o suplimentare de fond. Pentru comuna Borgești, pentru drumul județean, Lama, imediat după ce se îndreaptă vremea, adică dacă de mine nu mai plouă până la sfârșitul săptămânii, vine Lama și îndreaptă drumul. Iar dacă noi, și nu numai noi, comuna, știți, era termen până pe 30 octombrie să depui proiectele prin PNDL pentru a fi verificate și dacă se constata că totul e, se constată că totul e în regulă, poți să dai drumul la licitație, la procedură să te apuci de lucrare. Pentru drumul județean de la Borgești și mai este drumul de la Filipeni, toată documentația care trebuia depusă obligatoriu până pe 30 pentru a primi aprobările s-au depus deja, că erau pregătite, s-au depus din luna septembrie și la jumătatea lunii septembrie a venit aprobarea. Deci deja ei dau drumul la licitație pentru drumul județean de la Horgei și de la Filipeni. Se dă drumul la licitație. Problema este în cazul în care la licitație nu o să se facă contestație, asta nu ține de Consiliul Județean, nu ține decât de cei care participă ofertanții la licitație și dacă nu se face nicio contestație, în primăvară începe asfaltarea drumului județean. Dar parcă a fost la 1 septembrie. Nu, nu știu cine a dus terminul ăsta, eu n-am văzut niciodată. Ai auzit? Foarte rău. Asta a fost bun, la nivel de bunistic, nu la nivel de autorități. Poftim? Până la asfalt, ce v-am spus? Ula. Imediat s-au primit fonduri, au primit fonduri cei de la drumuri, m-am primit și cu doamna director, era în justificarea asta, am primit fonduri pentru 10-15 milioane, cât e de dată odată cu la nu, dar dumneavoastră, de data asta noi suntem subiectivi, din discuția mea, dar dați voi, doamna Vici. Din discuția mea purtată cu doamna director la drumul, domnul primar, eu primim doar pe mine, orice știu, da, domnule, dar pe mine mă doare tot județul.
Deci m-ați înțeles? Da. Deci la dumneavoastră ajung, cum ziceți dumneavoastră, aici către primarul comunii Vocești, la dumneavoastră ne duce toți primarii care avem probleme. Deci, și vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu. Asta am lovit-o cu drumul, dar tot am cuvintele să mai iau apoi, că mi s-a spus o singură dată și să am continuitate. Problema care s-a discutat în această ședință de la prefectură a fost în special cu perioada de iarnă, cu dezăpezirea. Deci din informațiile care le au de la meteorologi, va fi o iarnă foarte grea, cum n-a fost până acum. Ei, a fost în 2012. Nu, așa spun, deci așa sunt avertizări, că o să fie o iarnă mai grea ca până acum. Iar doamna prefect a dat ordin al prefectului. A dat ordin al prefectului și în următoarele o săptămână, maxim două, pe teren o să vină de la poliție și de la ISU, inclusiv de la prefectură, și pot amenda, să vadă dacă sunt contracte încheiate pentru dezăpezire și dacă avem materialul antiderapant și toate uteaje deja pregătite. Era termenul 31 octombrie, am întrebat pe fiecare comună în ce stadiu sunt, și dacă au încheiat contracte. Noi o să trebuia să încheiem contracte, aici o să trebuiască domnul primar, că ține sigur domnul primar, din ce știu eu, nu sunt fonduri pentru asta și o să vedem, să venim cu o rectificare, nu? Pentru da, a vinde fonduri la dezăpezire. Mai avem o săptămână. Ceea ce e obligatoriu exact până pe 31 octombrie să fie încheiat contractul și să fie și materialul antiderapant deja stocat. Două secunzi, Clodiș, drumul, deci Gorgești, Gioseni sau... Domnul Bogdan, venim măsăriți. Mă, da, asta este răspunsul. Nu de asta, nu de asta. Mă refer de ei cu la... Noi ce să cu drumul și asfaltare. Da, la toaletarea satului, deci, într-adevăr, vreau să vă spun că toaletarea respectivă se face la solicitarea noastră, dar cu graficul dumnealor, de la Del Grad, în care spune, domnule, noi am insistat să meargă într-o zonă și zic, domnule, dacă n-am anunțat populația în zona respectivă, nu intrăm. Pentru că rămâne cu probleme, cu reclamații și oamenii își au o măsură de siguranță în privința asta. Domnul Boboc. Domnul președinte, rog cu domnul primar și a domnului vice să se poată deplasa pe dealul Șoimului, acolo unde se face pe partea mare, după aia mare, cu colapsul sub capul de sub acolo și în pericol că o mașină, ca niște oameni, ca cineva să se întâmple o catastrofă cu ei să ducă tot pe după aia. Dar nu știu dacă e pe teritoriul nostru. Trebuie oprită trecerea acolo, făcut o devere acolo, măcar oprită dacă nu se poate face. Deverea se poate să dau ca o sesizare. Ca o sesizare. Trebuie... Da, 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 e bine venit. Să găsești un vinovat care nu a făcut treaba asta. Da. Eu am văzut că s-o surpat pe dedesubt și s-o o mașină mai mare. Da, e pericol, da, să vedeați cu Dumnezeu. Acolo la vur. Da, la vur, nu la vur. La baraj. La sărare, cum ziceam. La sărare. Iese la râpa aceea mare. Da, exact, la râpa aceea mare. Aproape de Pâncești. S-a testat domnul județean. Ar fi foarte bine să avem parte și de un constructor serios, că chiar dacă nu se depun licitații, avem exemplu centura Bacăului, unde știm, tot așa s-a desfăcut șampania când s-a semnat contractul și s-au adus primul hotelaș și știm situația. Da, să fim, cum să zic, rezervați. Să fim, dar nu, suntem rezervați, suntem optimiști, dar un optimist de realist, adică nu... Nu ne apucăm încă ceva, domnul Bogdan. Am văzut că s-a reușit și s-a publicat pe site, s-au pus plățile chiar și de la început. Bun, bun, asta e bine. O singură, adică ce mi-a sărit așa, nu le-am studiat, n-am mânut. Am văzut că pe septembrie s-au pus detaliat ce înseamnă de asta. Eu spun că de acum așa o să se pune. Că cele din urmă apare doar furnizorul, nu știu ce s-a făcut, practic, cu bănuții respectivi. Deci vreți... Pe septembrie așa apare. Deci apare. Achiziționa timpulărie făcut, e foarte ok. Da. Am văzut o sumă de 1500 de lei care merge lunar către un PFA, către domnul notar, cred că și, nu știu, presupun că e ceva mai vechi, noi nu am vorbat în Consiliul Local. Asta e de consultat în modul pe probleme de achiziții. Am înțeles. Da. Deci se plătește achiziții publice, domnul Lutaru? Da, management, deci tot și contractul, deci, cu alte cuvinte, pe românești, nu semnează și contract până nu am vizat dumneavoastră. Am înțeles. Are, vă mulțumesc. Și Curtea de Conturi, nu, chiar acum o discuție, Curtea de Conturi chiar o insistat asupra problemei juridice, neavând un consiliu juridic, să contrasemneze cineva din punct de vedere juridic a acestor contracte. Domnul primar, am și o întrebare. În legătură cu 1400 de metri de asfalt ai comunii Vocești, ce se mai știe? Cred că de drumurile Sătești și comuna de cele 5. Nu, haide, ne-am
Păi nu, haideți un pic, asta a fost un proiect pe care PNDL-ul a aprobat numai, din trei au aprobat numai două, ăla nu a aprobat. Trebuie reluat iarăși. Da. Dar ne-am certat pe el, gata. Păi ne-am certat, domnule, dar asta e un lucru, nu, cu ghilimele de rigoare, domnul Costică ne-am certat. Da, dar v-am spus, auziți, păi înseamnă că nu suntem atenți, eu v-am spus, deci din cele trei proiecte, avem aprobate două. Nu, la anul iar îl... Îl luăm. Dar acum, adică se s-au depus, n-a trecut niciunul, acum din trei au trecut două, nici așa nu-i bine. Cine a zis, domnule? Nici asta nu-i finanțat. Deci nici școala, nici podul, n-am ascuns niciodată până nu semnăm contractul de finanțare, nu se numește finanțat. Singurul proiect finanțat pe fonduri europene este alimentarea cu apă și canalizare. E singurul proiect. După atâția ani. Suntem dat drumul la licitații pentru proiectul tehnic. Da? Domnul Dancă? Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu drumurile astea, că au fost reparate și acum care au pus balastul în drum, care au căzut fundațele, vine iarna și acum fundațele sunt date. N-am văzut pe nimeni, dar acolo zucea pe drumul ăsta, că nimic în toamnă. Deci toate șanturile sunt colmatate, s-au investit bani pentru... Pentru șanturi? Șanturi, da, pentru drumul s-au investit bani, pentru drumul s-au pus piatru pe ea. Domnul Tretu. Avem proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local, în care s-au dat bani pentru împrejmurirea primăriei. Vine iarna, noi cei mai afectați suntem cei de la firma Vasion. Deci, efectiv, s-ar putea ca clădirea aia să o găsiți într-o dimineață mișcată pe o parte. Pentru că am adus pe domnul primar, i-am arătat ce se întâmplă acolo. Toată apa din zona asta o ia peste podul ăsta, că i-am spus. Facem o tăietură, punem deasupra grătare și apa să se ducă prin șanț. Dacă începem împrejmuirea asta, haide să rezolvăm o dată și cu apa asta, care efectiv ne face mari probleme. Dacă o facem, dacă nu o mai facem, că mai sunt destule proiecte care au fost aprobate și stau acolo la praf. Am propus în Consiliul Local, la fântâna aia de la Parohia Catolic, să facem ceva frumos, pentru că este un loc unde se adună foarte multă lume, chiar din electoratul care ne-a votat. Nici acolo nu s-a făcut absolut nimic. Am dorit foarte mult să ne luăm un budo excavator, să-l luăm pe banii noștri, să-l luăm la mâna a doua, dar să-l avem pe iar. Presim că vom avea iar închiriem, iar dăm miliarde în loc să avem utilajul nostru. Și ar mai fi o problemă care m-am gândit la ea. Este materialul ăsta lemnos care îl taie cei de la RNL. Sunt foarte mulți copaci pe domeniul public. N-ar fi bine ca acel material lemnos tăiat, bucățelii, pus într-o căruță cu băieții la ajutor social și duși la bătrânii care n-au niciun fel de ajutor în comuna Urgești. Mulțumesc. Foarte important. Toată iarna trecută am avut lamă cu senzori care au mers pe deasupra. Deci nu ne-au dat zăpada deoparte că avea senzori și se strica. Să aveți grijă când faceți contract. Nu mai vrem lamă cu senzori. Bun, haideți, dați-mi voi, haideți un pic. Contractul cu lama cu senzori e Consiliul Județean. Aici voiam să spun și a zis că o să dea primarilor, deci la primărie o să dea și persoana de contact și societatea cu care au contractul încheiat. Dacă să ia direct Bacăul la ei. Da. Acum dacă dă persoana de contact și societatea normal care se ocupă, domnul primar, când o să fie situația de genul ăsta, sună și spune, domnule, am văzut în 2-3 dimineața, ați desfundat cu primăria, o trecut mașina, numai urmele de cauciucuri au rămas. O să primiți, domnul primar, grămadă de piatră aici, grămadă aici. Gata. Nimica. Șoferul spunea că are senzori la nu poți să meargă, nu de piatră, că e și o strică. Are de senzori, dar senzorii poate lăsa la 20. Dar banii i-a luat, nu? Banii i-a luat. Făcea kilometri. Domnul Brașoveanu, când a intrat președintele Consiliului Județean în locul Marele Benea, că am rămas surprins că director la drumul și poduri este tot domnul Palea. Nu mai este domnul. Da, ai spus acum domnul ceva de Palea. Administrator public, nici nu vine în auzit domnul Bogdan. Bun. E administrator public al Consiliului
județean. Exact, mai e mare. Același lucru. E mai mare. Mai mare. Sus, e mai sus. Mare. Știi? De ce domnul Brașoveanu n-a venit și la Horceș? Marea majoritate a comunului a fost vizitate de domnul Brașoveanu. De ce la Horceș n-a venit? Când? Înseamnă că nu urmărești ziarele ca să vezi. Nu, 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 marea să nu, nu, să ne facă asfalt și poate să nu vină niciodată. Da. Stați cu mine, stați cu mine. Care-i întrebarea, că n-am răspuns. De ce nu a venit domnul Brașoveanu? Nu pot să răspund eu. Vin cu 200 la unul dincolo, după ce vă plăsați. Dar vă explicați că mai sunt comuni, nu numai comuni la Horcești nu au fost. Facem zebrele, facem zebrele. Sunt comuni care nu au fost, nu numai noi. Eu știu ce se transmite la forțele din muncă acolo. Ce să faci în Horgești cu cei de la ajutorul social. Se scrie numai Anapoda. Pă, a curățat cimitirile. De fapt, dacă iau situațiile astea, nu, veniți. Ai fost la Horgești la cimitir să vezi cum arată cimitirul la Horgești? Care, nu. Care din ele, domnul? Cimitirul de la Horgești, catolic. Catolic. Sunt două cimitirii. De câte deci, ori părintele a cerut oameni de la ajutor social? Sau vă spun eu câți au fost. Într-o zi au fost 4 și într-o zi au venit 5. A venit la 9 și la 12 au plecat. Atât. Trebuie dacă să dar puteau să nu mai plece, dar depinde câți ani aveau. Din păcate nu urmăresc, dar fiind vecin acolo se vede, cine se vede, știi? Haideți, domnul Cretu, gata, haideți să rămân un pic, domnul Cretu, păi haideți un pic. Deci podul din față e disfundat. Și apoi e pe alături. Dragii mei, asta nu din cauza podului. Din cauza atâta timp când nu este șant din vârful dealului până la domnul Cretu în față, asta nu înseamnă că podul lui. Așa, deci podul este făcut. Așa, gardul, da, îl vom face în cetișor, așa, toate chestiile astea. Vrem toată lumea să se facă, vrem cât mai repede posibil. Totul se face fiind proiect cu avize. Deci fără avize nu avem cum să facem. Avem avizul... Nu mai Consiliul Local. E vorba de avizul structurii de specialitate de Consiliul Local. Mai trece un an și după aia zici că nu se mai poate... Dacă mai rămâne, Dancă era făcut podul ăsta aici. Vă uitam astfel, da, apa vine de la cea la Burdo Escavator. La Crețu. Referitor la Burdo Escavator. Vreau să vă spun că proiectul este trecut de Galta Masitava, este depus la, din punctul lor, ni s-au aprobat, deci primul test este trecut, așteptăm afirul să-și dea verificarea dosarului respectiv. Să sperăm că mandatul ăsta o să-l avem. Dom'le, dacă n-am dat 5 mandate până acum, de acum avem toate. Asta e toată chestia. Domnul Gigel, să aveți în vedere că am văzut, au introdus ăștia un proiect de hotărâri în Parlament, da. Primarii care nu vor scoate oamenii de la ajutorul social exact conform legii, amenda este de la 500 de milioane. Păi da, eu reprezentant. Da, primarul, da, îi dă primarului. Da, primarul. Dar cei care scoate este viceprimarul. Dar amenda e primarul. Da, primarul. Nu, a scăpat, dar nu o poate. Nu, nu, nu. A doua problemă. Haideți să vă spun, haideți să puteți să răspundă domnul primar. Da? Ziceți. Bun. Începând din, vreau să vă aduc la cunoștință că pe data de 5 octombrie a avut loc la București concursul pentru ocuparea postului de secretar. Cu bucurie vă spun că începând cu 8 noiembrie vom avea secretar cu drepturi depline, pe domnul Radu Alupei, o să-l cunoașteți, bănuiesc la următoarea ședință de Consiliu Local, o să fie marea majoritate l-a cunoscut, că a fost în dreapta mea, o să fie în dreapta mea. Cam asta ar fi noutățile. Iar a doua... S-a schimbat conducerea PNL pe organizația pe comună? Așa? Am înțeles. Da. Deci asta ar fi... O singură problemă. Asta de acum față... Da. În legătură cu apa care vine prin mijlocul asfaltului, începând de aici la intersecții, ar trebui văzută cauza adevărată, nu aia care se spune. Șoseaua este mai jos decât șanturile, poți nu aproape...